Orașul să Nicolau Mare anunță finalizarea unei etape importante în cadrul proiectului de modernizare a străzii Grivița. Un proiect care se diferențiază prin abordarea sa inovatoare și orientată către viitor. După finalizarea lucrărilor de canalizare efectuate de către operatorul de apă și canal Aquatim, strada Grivița se pregătește acum pentru ultima fază a lucrărilor de modernizare. Un element distinctiv al acestui proiect este introducerea cablurilor de electricitate, telefonie și televiziune în subteran. Această decizie a fost luată pentru a îmbunătăți aspectul și funcționalitatea străzii, dar și pentru a lărgi carosabilul, strada fiind anterior foarte îngustă. În urma acestei inițiative, toți stâlpii au fost îndepărtați, transformând radical aspectul străzii. Primarul orașului Dănuț Groza a subliniat importanța colaborării și a consensului cu cetățenii în procesul de luare a deciziilor privind modernizarea străzii Grivița. În urma discuțiilor cu locuitorii, s-a stabilit amânarea lucrărilor de modernizare până la finalizarea sistemului de canalizare, o decizie care a permis desfășurarea eficientă a lucrărilor. În prezent, echipa de lucru se concentrează pe amenajarea carosabilului a trotuarelor și a acceselor la proprietăți. Strada urmează a fi asfaltată, iar drumul va fi considerabil lărgit. Trotoarele vor fi amenajate cu dale, urmând modelul adoptat pe alte străzi din oraș, iar rigolele vor fi instalate în șanțurile de apă pluvială. Această modernizare nu doar că va îmbunătăți infrastructura stradală, dar va contribui semnificativ la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și la creșterea atractivității vizuale a zonei. Sânicolul Mare își continuă astfel demersurile de modernizare și adaptare la standardele urbane contemporane, punând accent pe nevoile și confortul cetățenilor săi.